What is a woman? Somebody's been watching American News. Cineva se uită la știrile din Statele Unite și întrebarea aia a fost: ce este o femeie? Definiția femeie. Deci întrebarea e serioasă, bănuiesc. It's a serious question, I think. Yeah, I think. It is a woman is describes both the biological characteristics of what God has given uniquely to females. So that's there's the biological difference from men that is true all the way down to a chromosomal level. Când vorbim despre femei, în primul rând vorbim despre diferențele biologice, modul în care Dumnezeu a construit trupul unei femei până la diferențele cromozomiale. And refers, I think, to the specific dispositional ways that God has made women, even as those are distorted by sin, God has made them in a particular way with particular bends in their attitude and thoughts. Și diferențele care Dumnezeu le-a creat ca și dispoziții, modul, designul diferit pe care Dumnezeu l-a dat femeilor față de bărbat, chiar dacă lucrurile au fost distorsionate de păcat. And it's static. It can't, you can't change. Și lucrurile astea sunt statice, nu sunt interschimbabile. Good? Te rog, da. Da, primim. Da. Vrei să pui întrebare? Te spune, te rog. Te rog, și traduc eu. Mhm. Mm-hmm. Yeah. And so my question is what would be a biblical justification for the existence of such a group of people who wish to be married but God doesn't give them that? And specifically in the context of I have in mind Matthew 19, where Jesus is asked by the Pharisees if they can divorce their wives. Jesus gives a high standard of marriage. Yeah. Divorced is the word he uses. Divorced is what he says, is the word. But he speaks about Enos. Yes. Unmarried people. Yes. So there's only three cases of Enos, which is either you were born this way, aka made by God, and you know that. Mm-hmm. Either you were made an Enos by people, like slaves or servants, mm-hmm. or you choose voluntarily to do that if you want to commit yourself to God, like Paul. Sure. Yeah. Well, one, I would say, I'm. Let's push in. Oh, you need to you do that. Deci întrebarea despre celibat. Te rog, te rog. Deci întrebarea despre celibat și oamenii singuri. Și ceream o justificare pentru categoria asta de oameni care ar dori să se căsătorească, dar Dumnezeu nu le dă. Și întrebarea e, care e justificarea biblică pentru existența unui astfel de grup? Întrebam specific în contextul Matei 19, unde Hristos are o discuție cu farisei și fariseii îl întreabă despre divorț. Hristos spune că un standard foarte înalt pentru căsătorie și spune că n-ai veți voi să divorțați. Și ucenicii, prin urmare, spun ucenicii lui Hristos, păi dacă standardul pentru căsătorie e atât de înalt, e mai bine să nu fii căsătorit. Deci strict, specific în discuția cu celibat. Dar Hristos spune doar trei tipuri de eunuci sau oameni celibați. Fie cei care au fost născuți așa, adică știu chestia asta, că așa au fost născuți, cei care au fost făcuți de oameni eunuci, cum ar fi fost servitori la împărat sau așa mai departe, cum se făcea pe vremuri, sau a treia categorie, în care tu singur, de mod, de bună voie, te-ai dat slujbei Domnului. Dar nu există categoria a patra în Matei 19, oameni care ar dori să fie căsătoriți, dar Dumnezeu nu le dă. Good. Yeah, that's a great question. Întrebare foarte bună.
I think I would put it in the same category as you might think about childbearing. Aș pune în aceeași categorie cu nașterea de copii. That it is good for a husband and wife to desire children, to see them as a blessing of the Lord. Este bine pentru un soț și o soție să-și dorească copii și să vadă ca pe o binecuvântare de la Domnul. But ultimately it is up to the Lord whether or not he blesses them with children. Dar în ultimă instanță Dumnezeu hotărăște dacă un cuplu va avea sau nu va avea copii. And so I would put somebody that in the same situation that sees, when I say desire marriage, I mean they see the beauty of it and would be happy to receive it if God gave it to them. Când vorbesc despre un bărbat, femeie care își dorește să se căsătorească, spun despre cineva care vede beneficiile și frumusețea căsniciei și își dorește și el să fie parte dintr-una. That there are some, I'm assuming you probably have a similar category here of people. Și bănuiesc că și aici aveți categoria asta de oameni. That despise marriage, that see it only as a bad thing. Care disprețuiesc căsnicia, căsătoria, familia, o văd ca pe un lucru, o povară. So I think of Alice, who was in our church. De exemplu, sora Alice, despre care am spus, în biserica noastră. Alice did not despise marriage. She saw it as a great gift of God. Ea nu disprețuia căsnicia, căsătoria, o vedea ca un dar de la Domnul. And would have been happy to receive it if that's what God had for her. Și ar fi fost bucuroasă să primească darul ăsta dacă Dumnezeu ar fi îngăduit. That she wasn't rejecting it because she thought there was something wrong with it or out of selfishness, that she would have received it if God had given it to her. Dar nu vedea ca un lucru rău, ci pe care ar fi dorit să-l primească dacă Dumnezeu i l-ar fi dat. But she was content with the fact that God never brought her a godly husband. Dar ea a fost mulțumită, s-a împăcat cu ideea cumva că Dumnezeu n-a îngăduit asta în viața ei. In the same way that I would say it's good for a husband and wife, even if they are barren, to still desire children, to see them as a blessing and a gift from God. Da, la fel, cred că e bine pentru un soț, o soție, să-și dorească copii, să vadă ca un dar de la Domnul. Even if God never gives them physical children through birth. Chiar dacă Dumnezeu nu le dă copii fizici prin naștere. So I think Paul had the specific gift of singleness. Și cred că Pavel avea un dar special de a fi celibat. But he clearly does not despise marriage. He sees it as a great gift. Dar el nu disprețuia căsătoria. O vedea ca un dar. That I think if God had given him a wife, I think he would have received it. I think he would have taken it with joy. Dumnezeu i-ar fi dat o soție, ar fi primit-o și ar fi văzut ca un dar și ar fi primit cu bucurie. That nowhere in the text do I see a guarantee that God will give everybody the wife or husband that he or she would like. Nicăieri nu vedem în text o garanție că Dumnezeu va da cuiva soțul, soția pe care și le doresc. That there has to be a trust in the sovereignty of God that he gives good gifts as he wills. Trebuie să fie o încredere în suveranitatea lui Dumnezeu care dă daruri bune după buna plăcerea voii sale. I think the principle is contentment in whatever circumstance you are in. If you're single, content until God changes that, or married, content until death. Principiul este a fi mulțumitor, a fi a accepta cu bucurie ceea ce Dumnezeu îți dă, fie că ești căsătorit, nu ești căsătorit, ai copii, nu ai copii. So I think it is good for someone to see marriage as a good thing and even a thing to be desired, but you can't require that God gives that to you. Cred că e bine să vezi căsnicia, căsătoria ca un lucru bun, chiar dezirabil, să-ți dorești, dar nu poți să pretinzi de la Dumnezeu că trebuie să primești lucrul ăsta. If God does what he wills. Dumnezeu face ceea ce dorește. Does that answer, at least start to answer your question? Yeah, yeah. Well, I think your point is Jesus has laid out those categories, and I'm saying I think a posture of saying marriage is a good thing, I would take it if the Lord gave it, fits the category of you may be in that for life if God never chooses to give you a wife. That's up to the Lord. I think it fits that category that Jesus gives. Does that make sense? You have to argue. Give an argument for that. But I don't want to okay. take too much space. Okay. But to be clear, are you saying then that
people who the Lord, are you saying that God guarantees that he'll give us wives or husbands? I think it's inevitable that God does say, my will is for everybody to marry unless of these three specific exceptions. And the list is exhaustive. Yes. So what I'm saying is, that doesn't mean God guarantees to give. There might be others. Sure. Maybe you're not fit to be a husband or wife because we're sure. immature and you know that. Sure. But if you are and you follow the scriptures and you're not one of those three categories, then you must be by necessity in the other large group of married people. Yes. And he will give you at some point. So my point is that one of those categories is that God chooses to keep you single, right? That's one of those, you would agree that's one of those categories? He chooses to keep you single by birth, and it's specifically said. Yeah, birth. Yeah. So in the sense Do you mean there's some sort of physical deformity? Yeah. Okay. Do you think Paul was married? No. Do you think he had a physical deformity that kept him from marriage? He didn't have a physical deformity. He wasn't made an eunuch by people, but he does fit in the third category of voluntarily giving himself to the ministry of the Lord. But if you don't want to give yourself voluntarily to the... Do you think that means like only vocational ministry, like only serving in a vocational way? No, not okay. like a specific role like the elder. Yeah. Yeah, because I think we're saying the same thing. I don't think we're apart from one another. The people I'm talking about, I think, would fit in either of those two categories of somebody who says, I'm happy to serve the Lord. If he gives me a wife, great. If he gives me a husband, great. But I'm happy to spend my life, if this is what the Lord has, I'm happy to spend my life for the Lord. But if that's, somebody says, I'm not happy at all and I want a husband or a wife, then you're definitely not happy. Yeah, but that's not what I'm talking about. Right. Does that make sense? When I say desires marriage, I mean a posture of, it's a good thing, it's a good gift of God if he gives it to me. It's fine. If that's what he has for me, I'll take it, I'll bless the Lord for it, but I am content to pour out my life as a single person for the Lord. Does that make sense? I am not trying to say somebody who is demanding that God gives them a spouse and then never marries, or constantly feels like they want something that God is depriving them of or that they can't find. I mean the contentment in marriage is a good thing. If God gives it to me, great, I'll take it, good gift of God, but I'm content to pour out my life as a single person for the Lord in service like Paul for the rest of my life. Does that make sense? Îmi cer scuze că eu m-am pierdut. Yeah, good luck with that. Ideea era de celibat. Și și îl las pe Iulian să continue să... Ok. Deci până la cât avem timpul? Să știm și câte întrebări. Ruben, până la cât avem? Deci până la și jumătate. Deci până la și jumătate trebuie să... Ok, so 25 minutes. 25 minutes, ok. Sure, yeah, whatever. It's fine with me. David, ne aduci două scaune, te rog, frate? Deci două scaune de alea înalte, poți să ne aduci, te rog? Ok, so, how can we work hard without becoming workaholics? And how can someone justify the over hours saying that is for the for fulfilling thank you the idea is how how to manage the work so that we remain faithful to our calling as men, but not going on the extreme that working too hard and saying that we need extra hours to provide for our family and this is our role, this is our calling, and use it as an excuse for a short period of time, yeah. For a season or more. Deci întrebarea este cum
putem lucra din greu fără să devenim dependenți de muncă sau să justificăm orele petrecute în muncă pe motivul că facem pentru Dumnezeu, că ne facem partea noastră, ca bărbați, în special bănuiesc că se referă la partea întâi. Yosef said he'd answer that one. Yosef vrea să răspundă. I wish I could say that I was really good at that and always had that that balance perfectly. Aș vrea să spun despre mine că am făcut și sunt bun la asta, să pot să țin un echilibru sănătos. I think part of it is every individual is different and everybody has different capacities. Cred că suntem diferiți și fiecare are capacități diferite. The illustration I've seen before is some cups are bigger and some cups are smaller. Ilustrația pe care am mai văzut-o, unele căni sunt mai mari, altele sunt mai mici. And some of that even changes just with age and health, your capacity shifts some. Și unele lucruri se schimbă cu vârsta, cu sănătatea, starea de sănătate, capacitatea noastră se schimbă, se modifică. Often, just personally, I find that I am sort of jumping on either side of that line. De multe ori simt personal că sar dintr-o parte în alta linia asta de demarcație. That I cross over into sort of overwork and then need to sort of correct back and find myself weaving on the line. Uneori simt că mă duc spre tendința mea e să muncesc prea mult și după aia să-mi dau seama și să mă întorc, să vin undeva la mijloc. I think it's impossible to do it well without people that you trust that see your life and can speak into it. Cred că e important să ai încredere în oamenii din jurul tău care îți văd viața și au un cuvânt de spus în legătură cu viața ta. So for me that's Hannah and the other pastors. Pentru mine e soția mea și păstorii, ceilalți păstori din echipă. They see my calendar and my schedule and they know the responsibilities that I have. Ei văd calendarul meu, orarul meu, programul meu și responsabilitățile pe care le am. And so they're able to speak into that and to say, "Hey, I think you're doing too much. You need to pull back some." Și ei pot să spună, "Cred că faci prea mult și trebuie să mai reduci din ceea ce ai de făcut." I think part of the challenge is I want to do everything that God has called me to and to kind of be as close to the line as I can. I want to expend all of my energy. Și provocarea mea este cum să fac ceea ce Dumnezeu mă cheamă, dar totuși să rămân în linia aia până la granița în care să-mi dau toată energia, dar să nu trec peste. But if I sort of cross that line into overwork for too long, it's not sustainable. Dar dacă trec linia și muncesc prea mult, pe termen lung nu e sustenabil. But I think sometimes it's really hard for us to see that by ourselves. Dar e foarte greu să vedem asta noi înșine. That we need people who can speak honestly and to can say, "Do you think I'm working too much? Do you think I need to pull back?" Și avem nevoie de oameni care să fie sinceri cu noi și să aibă un cuvânt de zis și să facă o evaluare corectă. Să spună, vezi că lucrezi prea mult. Ai exagerat. In okay. Some circumstances, I think it's also helpful to try to find maybe underlying motives for some of that work. Și uneori ar trebui să căutăm, poate sunt motivații ascunse pentru orele alea suplimentare, pentru munca aia extra. So, for me, the church cares for me the exact same way, regardless of whether I have 10 extra hours or 20 extra hours, there's no financial incentive to work longer hours. Pentru mine nu e un beneficiu financiar dacă lucrez mai mult. Am aceeași venit chiar dacă am 10 ore în plus într-o săptămână. But that's not in a lot of jobs the opposite is true. The more you work, the more money you make. Și la alte slujbe, cu cât lucrezi mai mult, cu atât primești mai mult, câștigi mai mult. So, in the States often men work more to make more and say it is to provide for the family.
De multe ori bărbații lucrează mai mult ca să câștige mai mult, spunând că ne facem partea să purtăm de grijă familiei. But really, they could provide well by working less. They want to live with certain comforts and luxury, and they want to do these extra things that they probably don't need to do. Dar adevărul e că ar putea să trăiască cu mai puțin și diferența e pentru un confort mai mare, să aibă mai multe lucruri. Ok, thank you. Nu știu cum să-l fac, să le iau la rând sau să trec. Văd că unele au și like-uri. Deci, unul care are două like-uri. Beauty. After all Abraham and Isaac had very beautiful wives. After all, era o virgulă. Abraham and Isaac had very beautiful wives. To which point a woman should be interested, should invest in her beauty. That was part two and part one. Considering the value that the word of God puts on human, does it necessarily mean that the value that the word puts on human is void? Bun, deci întrebarea despre feminitate. Luând în considerare valoarea pe care Dumnezeu o pune pentru, o dă femeii, este necesar, nu, este în mod greșit, este greșită valoarea pe care lumea o dă femeii? Asta e întrebarea? N-ați văzut. Considering the value that the word of God puts on human, what is necessarily, does it necessarily mean that the value, that value that the word puts on human, human is void? Cine a pus întrebarea? Pot să zic ce vreau să zică? Da. Da. Dacă contează cu ceva ce spune John Sander. Cred că da, înseamnă ceva de genul chiar nu trebuie să luăm deloc în considerare. Ok, probabil. Makes sense. Yeah. Avram și cu Isaac aveau o soție frumoasă. Da. Ok. Yeah, no, the question makes sense. Okay. So I think it's an answer more about where on the priority list certain things fall. So, cred că e vorba de priorități. Unde anume pe lista de priorități așezăm unele lucruri? So even Paul says that physical exercise is of some value, that it's not invaluable, there is value in it. Chiar și Pavel spune că există valoare în a face exerciții fizice. So for either men or women, taking care of physical appearance or working out or seeking to be attractive isn't wrong. Atât pentru bărbați cât și pentru femei, a căuta să arăți bine, să exersezi, faci exerciții, nu e un lucru în sine rău. The problem becomes when we elevate that on the priority list above where it should be. Problema e când schimbăm prioritățile și punem asta mult mai sus, unde n-ar trebui să fie. So where I think the world, it becomes difficult with the world, is that physical external attributes often are the number one thing on the list. Problema în viziunea lumii este că aspectul exterior e pe primul loc. And almost it doesn't matter what else is on the list as long as you are beautiful or attractive. Și aproape că nu mai contează ce este pe listă mai departe, atâta timp cât prima ești atrăgător, frumos. The same is true here. The people in the States often who are the most influential are influential because of what they look like, not because of what they have to offer. Oamenii care au influență în Statele Unite nu sunt în poziția aia din cauza că au ceva de oferit foarte mult, ci cum arată influencerii. So, especially for young men or young women in seeking a husband or a wife, I think attraction is a piece of that pie. Atracția face parte din căutarea unui partener. Că ești băiat, fată. I think it's a smaller piece than most people probably think it is when it comes to
a successful marriage. Dar oamenii tind să facă din lucrul ăsta mult prea mult, să acorde prea multă importanță. În realitate e o parte mult mai mică în ceea ce privește o căsnicie de succes și sănătoasă. And the more you live together in faithfulness, the more that physical attraction is affected by what you feel inside than what you see with your eyes. Și problema e că interiorul se vede pe exterior. Și când avem probleme și păcat, lucrurile astea se arată, se văd la exterior. When, nu asta zis? Scuze. Can you repeat this? The longer you're married, the more that attraction is about what's on the inside than what you see. Pe măsură ce timpul trece în căsnicie, atracția și ceea ce apreciem unul altul e mai puțin despre ceea ce vedem la exterior și mai mult despre ce e în interior. So, look, when I sit with an older man in his 80s who's caring for his wife who is dying, he'll say that she's beautiful to him. Când stau cu un bărbat de 80 de ani care are grijă de soția lui care e pe moarte, el spune, o văd pe soția mea frumoasă. And I don't think he's lying. Și nu cred că minte. She does not look like she did when she was 20. Nu arată cum arăta când avea 20 de ani. But his sense of beauty by that point has very little to do with what he sees. Dar la momentul ăla, punctul ăla, definirea frumuseții nu mai este în legătură cu ceea ce vede fizic în exterior. So, I think it's good to be attractive or to be attracted to people. That's totally fine. It just has to be, it's just lower on the list. Cred că e bine să fii atrăgător, trebuie să ai grijă de frumusețea ta, dar asta ar trebui să fie undeva pe listă, lista priorităților undeva jos, nu în capul listei. In the States, especially with young men who trying to say this in a gentle way with young ears in the room. In the States, for young men who have often for years partaken of things on the internet that they should not have seen, it rewires their brain to think that the physical piece, what they see with their eyes, is a much bigger piece of the pie than what it is. Distorsiunea pe care o produce dependență de ani de zile văzând lucruri care n-ar trebui să fie văzute pe internet, în special în ceea ce privește pe bărbați, deformează modul în care văd fizic femeile. So, sometimes I'll have a young man who is interested in a woman who is godly and would like to marry him and loves the Lord, and there's a hesitancy from him because she's not a supermodel. Uneori sunt cazuri când tineri, un tânăr care vede o fată care e smerită, este plăcută înaintea lui Dumnezeu, dar pentru că nu arată supermodel, pentru tânăr asta e o piedică. Often my advice is one, look in the mirror. Iar sfatul meu este, în primul rând, uite-te la tine însuți în oglindă, că nici tu nu ești supermodel. And two, look for beauty more on what is on inside, not just on what's outside. Și apoi uită-te la frumusețea din interior și nu la cea din exterior. And I'm not saying that that attraction doesn't matter at all. There has to be some attraction, but it's a smaller piece of the pie. Nu zic că nu depinde deloc partea de atracție reciprocă, trebuie să fie, dar asta e o parte mică. Also on looks, asta cu trei like-uri trebuie să o pun, că dar three likes. Can we say about someone, you are beautiful? Do we judge on the looks if we say this? Because we see beautiful people in the scripture. We know about them that they had good looks. Is this a discrimination if we say to someone, you are beautiful, and do we judge on looks? No, I don't think that's a wrong thing to say to someone, no.
în Scriptură Dumnezeu spune despre persoane că erau frumoase la chip. Discriminăm dacă declarăm despre cineva ce frumoasă este, judecăm după înfățișare și spune fratele că nu, nu cred că e cazul. Are 3 like-uri, n-am ce face. I think about even with our children, we will say things to them like, hey, you look handsome today, or to our daughter, și copiilor oh, you're very beautiful in that dress. Le spunem că arăți bine în rochia asta, ești frumos astăzi, arăți foarte frumos. But we're careful and that our praise of them is not purely physical. Și dar trebuie să avem grijă că lauda și aprecierile nu sunt doar despre modul în care arată fizic. So we try to praise, hey, I noticed that you were kind to your brother. Thank you for that. That I recognize that we want to praise other things. Încercăm să lăudăm, să scoatem în evidență și alte lucruri. Am văzut că te-ai purtat frumos cu fratele tău și asta să fie scos în evidență. So again, I think it's a matter of priority of where you put that. If your inclination is to only ever praise physical beauty, then you probably need to dial that back some and learn to praise other things as well. Trebuie să echilibrăm lucrurile. Dacă inclinația naturală să ne uităm doar la exterior, trebuie să facem asta mai puțin și să lăudăm, să apreciem lucrurile din interior. This is with 5 likes. If you don't say that to your wife, you should. Dacă nu spui soției tale asta, ar trebui să o faci. Legat de you're beautiful, frumoasă. Bun, deci 5 like-uri. Why is it difficult for single men over 25 in our Christian community to take initiative in dating? Could this be related to their perception of manhood? Traduc o întrebare. De ce este dificil pentru bărbații, băieții singuri, peste 25 de ani, în comunitatea noastră creștină, să ia inițiativa în a ieși la întâlniri, în a iniția o relație spre căsătorie? Ar putea să fie problema legată de percepția masculinității? I can't speak to your culture specifically because I don't live in Romania, but I can speak to at least the experience of what we have in the States. Pot să vorbesc despre experiența din cultura noastră în Statele Unite. And I think it's a combination of a lot of different things. Și cred că e o combinație între mai multe lucruri, aspecte. I think sometimes it is a part of what I talked about yesterday of a prolonging of boyhood. Cred că pe de o parte este ceea ce vorbeam ieri despre prelungirea adolescenței, stării de băiat, copil. They want to remain a boy and not live in adulthood, and so vor să rămână băieți și să nu intre în etapa de adult. So I think that's part of it. I think another piece of it is more and more boys don't have godly role models, and so they're trying to figure out on their own how to do this. Un alt aspect este lipsa modelelor. Mulți dintre bărbați nu au modele și încearcă să-și dea seama de unii singuri cam cum s-ar putea orienta. And often are making mistakes on how to do that well and having the right balance of what it looks like to be a man. Și uneori sunt greșeli în asta și trebuie un echilibru cum să învețe să fie un bărbat după voia lui Dumnezeu. I also think part of the pie is social media and the internet, and all those things make everything harder, but I think I'm so glad that I met and married Hannah before we really had social media. I think it just makes things so much harder. Un alt aspect care îngreunează lucrurile sunt platformele sociale. Toate interacțiunea asta online, și mă bucur că eu n-am avut asta, am fost căsătorit înainte. Generally, young men, 25-year-olds now are worse in personal communication than they were 50 years ago. În mod general, la tinerii de acum, de 25 de ani, sunt mai le e mai greu să relaționeze în persoană decât celor care erau acum 20 de ani. And I find that with a lot of young men, at least the ones that I know and have worked with, they have a desire to do it well. Și cred că mulți bărbați cu care m-am întâlnit și am discutat au dorința de a face lucrurile cum trebuie,
But sometimes I think the fear of failing causes them to sort of withdraw completely. That I can't fail if I don't try. Dar frica de eșec îi face să nu ia inițiativa. Și de fapt ei, dacă nu încearcă, nici nu se poate reuși. Yeah, and I think part of that is just a misunderstanding of manhood. What does it mean to be a man? Some don't know they should take initiative. Și lucrul ăsta, că nu am înțeles masculinitatea și nu știu poate că e timpul și că ar trebui să ia inițiativa. Mm-hmm. Ok, ultima întrebare, care tot văd că a primit like-uri. Yeah, we can do a part two. Okay. Maybe, but we'll take the last one now. What do you think of dating apps? If we can see that in our community guys don't take initiative, could a dating app be safe? Ce credeți despre... Iosef said, you do this. Ce credeți despre aplicațiile de întâlniri? Dacă vedem că în comunitatea noastră, și bănuiesc că sunt aplicații și între creștini, I think this is referring to Christian dating apps. Yes, yeah. Yeah. Dacă vedem că în comunitatea noastră nu întâlnim în jurul nostru băieți care iau inițiativa, este o soluție în siguranță să căutăm o comunitate mai largă online de creștini legat de întâlnirile, părerea fratelui despre aplicațiile de dating, de întâlniri. So I think generally as a principle they can be okay. În general, ca principiu, ar putea fi în regulă. I think there needs to be great caution and care and help from other people. Trebuie să fie un grad ridicat de precauție și ajutor din partea altor oameni. So one of the things that the internet has done for us is to decentralize our lives, that they're not local anymore. Un lucru pe care internetul l-a făcut pentru noi în general este să descentralizeze viețile noastre. Nu mai sunt adunate lucrurile într-un la nivel local. My great grandfather married my great grandmother because she lived down the road and she was one of the few that were available for marriage and vice versa. Străbunicul meu s-a căsătorit cu străbunica mea pentru că locuiau pe aceeași stradă și era una dintre singurele fete disponibile și invers era la fel și s-au întâlnit. That also meant then that his family knew her family for generations. Și asta a presupus că familiile se cunoșteau încă din tată în fiu. They had a community around them that knew both of them as they began to date and get married. Era o comunitate în jurul lor care îi cunoștea și ei s-au întâlnit, au început să se întâlnească și se cunoască în cadrul ăsta. The difficulty with apps is that you're two people coming from often two different communities and it makes it harder to know the other person well on the front end early. Partea dificilă cu aplicațiile că cei doi vin din comunități total diferite și e foarte dificil să te cunoști, să știi despre persoana cealaltă de la început. You lose some of the safety of having other people that you know and love and trust that also know this person or can get to know them in an easy way when they might be distant or they might be from a different community. Or... Pierzi siguranța asta pe care o ai când e cineva din aceeași zonă, când cunoști pe celălalt, când ai oameni care cunosc pe celălalt și poți să interacționeze și să te ajute și să fii într-un cadru mai în siguranță. So I don't think they're wrong. I just think we should be very careful with them and have lots of counselors and wise people around us that help us as we do these things. Nu cred că sunt greșite, dar cred că trebuie să fim foarte precauți și să ne înconjurăm cu oameni înțelepți care să ne ajute în procesul ăsta și să nu o luăm așa de unii singuri. Thank you.